Bună ziua tuturor celor prezenți în sală și celor care vor asculta această înregistrare. În cadrul proiectului Literatura Română Necanonică, ce își propune să prezinte autori și opere care nu sunt cuprinse în programa școlară pentru bacalaureat, vom vorbi astăzi despre Aurel Baranga. Aurel Baranga a fost dramaturg, poet, prozator, publicist. S-a născut pe 20 iunie 1913 la București, într-o familie evreiască. Tatăl, Jean Leibovici, funcționar, mama, Paulina, a avut o copilărie săracă în cartierul tabacilor sau tăbăcarilor. A urmat școala primară August Treboniu Laurian, apoi liceul Matei Basarab și la Matei Basarab l-a avut profesor pe Perpesicius, cel mai important editor al operei lui Eminescu. Apoi facultatea de medicină, dar nu a profesat decât sporadic. A debutat în 1929 în Bilete de Papagal, primitoarea revista lui Arghezi, cu schița Noapte Alb. A participat la Mișcarea Avangardistă și a debutat editorial ca poet de avangardă cu volumul Poeme cu orbi, în 1933. A colaborat la Ziară de Stânga, a fost redactor șef al cunoscutei reviste satirice Urzica, secretar literar și director artistic la Teatrul Național. După 1944, a publicat câteva volume de reportaje și poezii antiburgheze, antiimperialiste, a scris piese de teatru ce satisfăceau comanda socială a vremii, a fost membru PCR și al Comitetului Central 1965-1974. În 1978, adresează o scrisoare mărturisire Coloviului Național de Literatură Dramatică, în care își reneagă o parte a operei, recunoscând a fi fost supusă clișeelor și constatând că au rămas valabile mai puțin de jumătate. S-a stins din viață pe 10 iunie 1979 la București. Aurel Baranga a adus în dramaturgie teme și personaje satirice proprii societății românești postbelice, observând noile forme fără fond din anii 50, dar cu o estetică dogmatică și simplificată, ce satisfăcea comanda socială a vremii, așa numitul realism socialist. Piesele sale sunt cele mai multe schematice, eroi pozitivi, țărani, muncitori, activiști de partid, secretari de partid, înfruntă și biruie eroi negativ, totdeauna, dar au avut succes în epocă. Pe de o parte, pentru că au avut șansa interpretării de către mari, uriași actori, muștri sacri, cum le spunem. Grigore Vasiliu Birlic. Păi Birlic doar nici nu are nevoie de replică. E suficient să-l vezi. Marcela Anghelescu, Radu Beligan, Giugaru, Carmen Stănescu, Mihai Fotino, Coca Andronescu, Sanda Toma, Demrădulescu, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Amsa Pelea, Ștefan Ciobotărașu, Rodica Tapalagă, Ștefan Tapalagă, Gheorghe Dinică, Draga Olteanu, Aurel Giurumia și alții. Mi-aduc aminte că în cele două ore de program la televizor așteptam cu nerăbdare ziua în care se difuza film românesc, pentru că interpretarea actorilor era atât de extraordinară încât nici nu mai conta scenariul. Devenea suportabil scenariul invadat de ideologia comunistă. Și acum se difuzează pe Cinemaraton, parcă, filme românești din perioada respectivă și ne uităm, eu mă uit cu plăcere pentru felul în care interpretează actorii. Un alt motiv al succesului pe care l-a avut la public a fost faptul că o serie de replici provocau în mintea spectatorilor aluzii la regimul comunist. Și asta aducea așa un fel de bucurie. Nu știu dacă cu intenție sau fără intenție. Valoarea pieselor lui Baranga este inegală, tocmai din cauza traseelor de indoctrinare. Dar adevărul e
că era foarte talentat. Avea o pricepere rară a meșteșugului comediei. Baranga a rămas prin câteva piese de rezistență viabile în teatrul românesc. Mielul Turbat, Fii cu minte Cristofor, Sfântul Mindică Blajinu, Opinia publică, Travestii, Interesul general. Seria dedicată mediilor funcționărești, gazetărești, actoricești, ori noilor parveniți, reușesc, în pofida supunerii la ideologia vremii, să capteze și astăzi, prin talentul de a surprinde viciile sociale ale vremii, pe care le vedem și astăzi. Birocrația, incompetența, mediocritatea, traficul de influență și așa mai departe. Abundă răsturnările de situație și este vizibilă influența lui Caragiale. Însă, ceea ce era comedie de moravuri la Caragiale devine farsă cu trăsături îngroșate până la caricatură, până la grotesc. Iar sancționarea tarelor societății este cumva disimulată într-o formă de teatru bulevardier și supusă ideologiei vremii. Am ales două comedii pentru astăzi și câteva fabule. Sfântul Mitică Blajinu, farsă satirică în trei acte. Mitică Blajinu este șeful serviciului de documentare și arhivă al unui minister, iar Adela Cosâmbescu e dactilografă șefă. Amândoi lucrează de 20 de ani în aceeași instituție, sunt perfecți, sunt corecți, modești, punctuali, devotați muncii. În 20 de ani, Mitică Blajinu nu-și luase concediu decât o singură dată. Toți ceilalți călătoreau în străinătate, lui Mitică nu i s-a dat voie niciodată, dar îi ruga pe cei care plecau să-i aducă câte un ghid din fiecare țară și în felul acesta, cu ochii minții, vizita și el cel puțin Europa. Chiar în ziua în care Mitică Blajinu împlinea 60 de ani, directorul Cristea și cei care îl secundau îi anunță pe Mitică Blajinu și pe Adela că vor fi înlocuiți. Din ce motiv? Din dragoste, din îngrijorare. Sunteți foarte muncitori, ați obosit, trebuie să vă mai odihniți. Și Adela este transferată la o școală la 20 de kilometri departare de București, 30 de kilometri, dar o îmbărbătează Cristea că autobuzul o lasă chiar în fața școlii. Iar Mitică Blajinu este scos la pensie. În locul Adelei va veni Doina Boboc, 22 de ani, fostă cântăreață, membra unei echipe de dansuri populare, nu știe să bată la mașină, dar ce importanță are. O întreabă Mitică. Numele dumneavoastră, Duo Boboc, așa sunt mai cunoscută de pe vremea când făceam cu sormea un duet, dar pormă ne-am despărțit că a făcut un nodul pe coardă și de fapt nici nu mi-era soră cumnată. Tovarășul director mi-a spus să iau legătura cu dumneavoastră sau cu tovarășa Adela. Mitică, tovarășa Adela, știi dumneata ceva cu privire la Trio Boboc? Nu, că acum lucrez solo, pentru dactilografie. Dumneata bază la mașină? De fapt, nu. Adică, da, am învățat și steno și dactilo, dar vă închipuiți că nu perfect, că n-am avut când, eu am studiat baletul. Superb, clasic, modern, popular, în ansamblu la CCS, dar am făcut o întindere de ligamente și drept să vă spun, mă și săturasem 5 ani de fote și opinci, mi-ajunge. Adela, și acum v-ați recalificat? Vreți să faceți dactilografie? Vreau pe dracu, cui îi place să se coșeze pe mașină, dar trebuie să mă încadrez și eu undeva, nu? Nu era mai bine la teatru? N-am institutul tu și dacă n-ai institutul, poți să ai talent cu carul, poate în cinematografie. E, când a râs ca tovarășa, nu ți se poate întâmpla nimic rău. Câți ani ai tovarășa? 22. Și ai să te scol dumneata în fiecare dimineață la 6? De ce la 6? Ca să semnezi contica la 7. Și dacă nu semnezi, ce se întâmplă? Depinde. De ce? De multe. Dumneata o semnezi în fiecare zi? Eu da, de mult, de 20 de ani. Aoleu! În locul lui Mitică Blajinu va veni Vasile Vasile, de observat
numele acesta total de inspirat Vasile, tipul activistului. A lucrat în fel de locuri, nu e specializat în nimic, îi place mereu să ia de la zero pentru că în felul acesta nu are responsabilități. Lucrase la Crucea Roșie, la Meșteșugarii se asociază, la fabrica de azotat, la cinematografie, dar nu are nicio competență. Crista îl recomandă. În locul tovarășului Mitică, tovarăș vă vine un tovarăș nou. Adică nou nu e decât pentru cei care îl cunosc. Tovarășul Vasile are o mare experiență. E drept că n-a lucrat în specificul nostru, dar sunt sigur că ajutat de noi toți și în primul rând de dumneavoastră o să cuprindă munca și nu mai scuprindă, dar să-i spărească volumul, să-i imprime un alt ritm. Directorul Cristea vrea să arate ce apropiat el este de oameni, cum le cunoaște familia și se interesează personal de fiecare. Intră, tovarășe Vasile, intră, ia loc, ce mai faci? Bine, tovarășul director. La fiecare replică Vasile se ridică, răspunde, se așează. Slugarnic. Ce-ți face soția? Bine, tovarășe director, dar nu sunt căsătorit. Așa e, uitasem că ai divorțat. N-am divorțat, tovarășe director. Dar ce e, ce s-a întâmplat? Că parcă știam eu ceva. O fi vorba de fratii meu, că eu n-am fost însurat. Cristea, ai dreptate. Ce face fratele dumitale? Bine, tovarășe director, tot acolo, tot. El e la... Nu, a plecat. A plecat de 3 ani. Și acum unde este? Unde a fost și înainte. Dar înainte unde a fost? Fratii meu? Da. Care? Cam 3. Da, șezi jos, nu te mai scula în picioare, că nu sunt popă. Vă rog să mă iertați. Nu face nimic, dar tovarășul ce face? Bine. Știi că tovarășul Vasile îi se adresează adjunctului. Știi că tovarășul Vasile e frate cu soția tovarășului Ivănescu? Asta mă uitam cum seamănă. Ce face tovarășa? Pleacă cu fetele la Znagov. Când Vasile devine șef doar pentru câteva ore, jumătate de zi, vrea să arate cât de autoritar este, dar nu reușește decât să fie ridicol. Te rog, vreau să vă spun la toți că sunt hotărât să pun ordine. În primul rând, în privința programului. Programul, tovarăș, este, cum să vă spun eu, ca să mă înțelegeți, sfânt. Scrie 7-3, poate să vină și Dumnezeu din cer, că nu există. Mă înțelegeți? Nu există. Copt mort, la 7 să fie aici copt mort. La 3 pleci. Pe urmă, ce-am observat eu? Hârtia, risipă, tovarăși. Ce e motocula de la picioarele dumitale, tovarășa? În birou erau 2 tineri, Geta și Gică. E de acasă, mi-am adus sandvișul în el. Sandviș, nesandviș, pe mine nu mă interesează. Dumneavoastră știți ce înseamnă hârtia? Hârtia e aur. Lasă o parte chestiunea exportului, care înseamnă, care va să zică valută, că noi am început să concurăm pe piața mondială, dar mă refer la chestiunea internă. Nu se poate, tovarăș, risipa asta. De exemplu, ce scrii dumneata acolo, tovarășă? Un referat. Și pentru asta trebuie să propădești o coală întreagă? Rup coala în două, așa, o scrii frumos pe asta și dacă nu ți-n cape, treci pe ailaltă. 2. De ce să scrii pe o singură față? Scrie și pe ailaltă, că nu o fi foc. Că și la closet, vă rog să mă iertați, de ce să pui hârtie albă? De ce luxul ăsta? Pune colea niște reviste, că tu nu le citește nimeni. Altă chestiune, cerneala. Dacă umpli călimările odată pe săptămână, se evaporă. Pune în fiecare zi și când se termină, cheamă frumos femeia să-ți mai toarne... Nu, că eu lucrez cu pixul. Ascultă, tovarășe, oi fi dumneata intelectual, dar un lucru să știi, că nici eu nu sunt tabula rasa. Pix, nepix, lucrează cu ce vrei, dar fă-mi economie la cerneală. Că te arzi la primă de nu te vezi. 3. Telefonul. Nu te servești de el decât în interes de serviciu. Te cheamă în interes de serviciu, răspunzi. Nu te cheamă în interes de serviciu sau e greșeală, nu ridici. Absurd. Clar și pune lacăt la telefon. Mitica Blajino plănuiește împreună cu Adela să dejoace planurile lui Cristea și când este chemat să predea
arhiva spune că nu poate pentru că nu mai are. Eu serviciul o să-l predau tovarășului Vasile și chiar azi, dar arhiva n-am cum să-i o dau, fiindcă nu mai am. Nu ai cum noi. Nu mai am, tovarășe director. Nu înțeleg. Simplu. Nu o am. Dar unde e? Nu pot să spun. Ți-a cerut-o cineva mai sus? Nu. Atunci unde e? Nu pot să spun. Cum nu pot să spui, mitică? Dacă nu pot, nu pot. Nu e în dulapuri? Nu. Atunci ce e în dulapuri? Vânt. Nu se poate. Ce ne jucăm? Ce spui de asta, Mateescule? Era cel de la cadre. Nu înțeleg nimic. Ce spui de asta, Ionescule? Nu pricep. Mitică, tovarășe Blajinu, eu te întreb pentru a treia oară. Dumneata, îți dai seama despre ce vorbim? Despre arhivă, nu pot să spun. Mitică, dragă, da, frate mitică, zi, dumneata, habar n-ai cât te iubim noi, îmi dau seama. Tovarășul director i-a și spus șefului, nu știți ce tovarăși pierdem. Așa i-a spus, așa. Sunt în al doilea cer și deși nu e permis, uite, fac o indiscreție și îți spun, te-a propus la medalia muncii. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Așa că nu ne mai fierbe și dumneata, tocmai într-o zi ca asta, unde e? Ce să fie? Arhiva. A, arhiva. Păi ce facem? O luăm de la început? Degeaba. De la ăsta nu scoți o vorbă. Catâr. L-a luat pe nu pot să spun în brațe și gata. Fac infart. Și o cheamă pe Adela. Adela va povesti niște lucruri incredibile despre mitică, bineînțeles inventate. Că a predat arhiva unor puteri străine pe sume fabuloase, pe care îi păstrează în conturi mai multe țări, că joacă sume uriașe la poker, ia femeiat, cumpără mașini luxoase, consumă droguri, bea mult, a călătorit în toată lumea, e căutat de poliția secretă din Anglia, a fugit de 11 ori de sub escortă, a făcut închisoare în Franța și Italia, 5 ani în America la Sing Sing, a trecut Niagara în not și a intrat în țară parașutat. Toți au intrat în panică. Dau vina unul pe altul și încep să dea telefon acasă pentru a ascunde bunurile luate din străinătate. La vremea aceea era un fapt condamnabil. Și vorbesc unul peste altul, cu soția, cu cine era acasă. V-ați obișnuit cu voiajele ca țiganul cu scânteia. Sunteți plictisiți de atâta străinătate. V-a ajuns până aici. Ei, acum să vă văd cum dregeți coada la ibric. Câte frigidere ai, Mateescule? Două, că unul vi l-am dat dumneavoastră. Mie? Și un magnetofon. Vedeți? Vedeți? Ascultă de telefon soției. Vedeți? Ascultă, Magda. Nu întreba de ce și fă cum spun eu. Ia ăla care cântă. Nu, nu radio, ăla cu roate. Ce bicicletă nefericită, ce bicicletă, bicicleta cântă. Magnetofonul, așa, îl iei și îl trimiți imediat la sorta. Mateescu. La telefon. Gina, fii atentă ce spun. Iei aparatele fotografice și frigiderul. Continuă Cristea. O să spun eu când vine acasă. Da, Costică e bolnav. Da, grav. Ia aparatele fotografice, picupurile și ăla mic și ăla mare, toate. Colibaș, adjunctul lui Cristea. Cum cine? Cine vrei să fie? Deschide bine urechile și ascultă ce spun. Tu ești singură? Sigur? Atunci fii atentă. Cristea continuă. Dacă nu se poate la sorta, atunci trimite totul la mama. Nu mâine, nu mâine, acum. Și televizorul, sigur, ăla de jos. Mateescu lui Cristea. Nu înțelege nimic, vrea să trimită frigiderul la dumneavoastră. La mine? Două încoace. Trimite totul la măta. E nebună. Coibaș. Cum consignația? Care consignație? Care mâine? Fă cum spun eu, cretino. Mă bagi în pușcărie, nenorocito. Noaptea asta vită, mâine e prea târziu. Deci a provocat. Mirica Blașinu este calm. Ba chiar îi scoate vinovați. De ce? Pentru că în 20 de ani nimeni nu l-a controlat. Nimeni nu l-a verificat. Când a lipsit o lună și jumătate, a trimis vorbă că e bolnav, dar nu a venit nimeni să vadă și el, de fapt, a fost în Siria. Prin urmare, are de gând să se adreseze mai sus pentru a fi trași la răspundere cei din conducere că nu au fost vigilenți. Erau acele celebre dosare de cadre în care despre fiecare angajat era scris și ce a mâncat dimineața la prânz și seara. Și erau vinovați că n-au fost vigilenți. Directul Cristea și Colibaș, adjunctul său, cer dosarul de cadre. Și îl instruiesc pe Mitrofan, mediocru adjunct al lui Mitică Blajinu, ce să spună în ședința
a doua zi să fie ședința de defăimare a lui Mitică Blajinu. Era singura cale, credeau ei, să se salveze. Ești cel mai vechi om de aici. Eu cred că e bine să te gândești să cer cuvântul să-ți exprimi indignarea, desolidarizarea, să înfierezi, să demaști. Dumneata îi cunoști totuși cel mai bine. Nu mai din muncă. Din muncă, evident, dar suficient ca să-ți format o părere. Mai ales că nouă ne sunt suspecți de mult. Îi filăm de ani de zile și dacă n-am acționat e fiindcă n-a fost cazul. Să te întreb de pildă cine a adus pe indivizii ăștia aici. Asta în primul rând. În al doilea rând, poți să te referi la o serie întreagă de puncte neclare din trecut. Astfel, suntem informați că în anul 1925 sau 26 se va preciza totul, a făcut parte din Asociația Sportivă Înainte. Înainte? Nu la notițe, nu e nevoie. Ori dumneata știi ce orientare politică avea acel club sportiv? Mai departe. În al treilea rând, în 1930, în fața Esperanto. Asta mi-a spus și mie. Nouă nu ne-a declarat, nu e la dosar, s-a aflat ulterior. În al patrulea rând, între 1930-1932, întreține o corespondență intensă cu o serie de cluburi filatelice din Suedia, Norvegia și Danemarca, pentru un an. Așa zis, schimb de mărci. Vezi legătura. Stai că n-a terminat. În al cincelea rând, din 1932, nu mai întreține niciun fel de legătură pe Lidie de filatelie și îl găsim internat 3 luni la sanatoriu Filaret pentru o așa zisă afecțiune pulmonare. Poate că e bine să reamintești și asta. În al șaselea rând, exact, cum poate să explice faptul că, sau nu, asta e mai bine să nu o ridici dumneata. O clipă, în al șaselea rând și tot cu privire la trecut, ce apreciere dă el faptului că între 1932 și 1934 nu-l găsim încă dat nicăieri. Susține că a fost șomer. Mă rog, să ne convingă. În al șaptelea rând, cred că e bine să legi toate faptele astea de felul cum a lucrat aici. Cu ea, zice Mitrofan, las-o pe ea. Ajunge și acolo. Cum a lucrat în serviciu? Autoritar, arbitrar, sectar, acapărând întreaga muncă, tocmai pentru ca să-și poată duce la îndeplinire mărșavul, aici poți să folosești expresiile cele mai tari, mărșavul, odiosul lui plan. Nu uita însă să subliniez, și e cel mai important, că direcția a fost tot timpul la curent cu intențiile lui. Sunt în măsură să te informez și dacă vrei să relevi amănuntul, ești liber să o faci, că tovarășul Cristian ne-a dat sarcină din prima clipă să-l supraveghem. De se acoperă. Deci, iată, uite, să faci parte dintr-un club sportiv, să corespondezi cu un club de filatelie din alte țări, să fii internat în spital, să fii șomer, da, toate astea erau păcate, erau puse sub semnul întrebării și asta mi-aduce aminte de o situație, eram foarte tiner și entuziaști și făcusem un grup de muzică de cameră. Două viori, o violă și un violoncel, cu gândul entuziast de a merge prin școli să facem educație de muzică clasică. Și la vernisaje am cântat, era din fericire regretatul domnul Dobrin la Muzeul de Artă. În școli uneori am fost primiți bine, alteori dați afară, nu vedeam de nicăieri, deci nu eram primiși de partid, așa. În școală, în liceu, nu ni s-a dat voie să facem repetiții pentru că nu eram mai nimănui. Ce orientare politică aveam, cine, ai cui suntem. Repetam într-un atelier de pictură. Și până la urmă s-a dizolvat. Deci nu puteam să ieșim pe scenă sau să mergem într-o școală pentru că noi eram, eram un grup, nu? Eram un grup și eram periculoși. Bun. Această teamă de a vorbi pe care cei care au prins acele vremuri o cunosc, teama de a vorbi chiar cu cei apropiați, chiar cu rude, nu știam care e informator și care nu este, răzbate și în piesa aceasta. Iată, uite, Mitrofan îl sfătuiește pe tânărul Gică. Domnule Gică, dumneata ai mamă? Am. Tată ai? Am. Frați, surori ai? Am. Ei bine, de azi înainte să nu mai bași mâna în foc pentru nimeni. Numai pentru dumneata. Și cu asta chiar am terminat.
De asta îți dau un sfat. Nu te băga, nu comenta, păstrează-ți părerile pentru dumneata. Am avut senzația că e un fel de anticipare a piesei Iona lui Marie Sorescu. Adelei și lui Mitică li se cere să dea o declarație în care să recunoască tot ce au făcut. Ei acceptă, dar vor să facă acest lucru a doua zi în fața întregului colectiv. Finalul este în spiritul vremii, sigur cei buni înving, pentru că la ședință se află că tovarășul Ivănescu, cel care îl susținea pe Cristea, a fost destituit. Prin urmare și Vasile e dat afară și Doina Boboc, Adela își reia postul, iar Mitică este promovat de noul ministru drept director adjunct. Finalul, deci schematic, cei buni au învins. O altă piesă, Interesul general, așa se numește, dar interes general nu există, în ciuda afirmațiilor personajelor, există numai interes personal, toți mint, toți înșală, toți trădează, ies intrigi. Iar singurul om corect, care intenționează să-i demaște pe impostori în interesul obștei, nu al său, este omorât. Piesa abundă în răsturnări de situații. Suntem la început în biroul lui Toma Hrisanide, care este de 11 ani director în Ministerul Construcțiilor de Mașini Paralele. Are o părere foarte bună despre el, afirmă că singurul său obiectiv este interesul general, niciodată ceva personal, dar este un om haotic, își uită agenda la baia cu aburi, mestecă în cafea cu stiloul, aprobă cereri fără să le citească, iar în interviul dat apar clișeele epocii. Îndeplinirea planurilor mai înainte vă aduceți aminte de Cicilianul 4 ani și jumătate. Producția de marfă să fie cât mai mare, dar să și-și facă autocritică, să recunoască deficiențele și să ia măsuri de remediere. Hrisanide este foarte îngrijorat, pentru că a fost anunțat că a doua zi este o ședință și credea că în această ședință va fi destituit. Îi se plânge lui Plătică Vasile, un subaltern, un fel de pristandal lingușitor. De aceea și-a pregătit autocritica în 4 versiuni ca să vadă cât de dură este critica. De la starea aceasta de îngrijorare trece la o stare de bine, pentru că intră Sfințescu și Linte, un cuplu ce amintește de farfurii din Brânzovenescu, care aduc vestea că la ședință va fi discutat, destituit Aricescu, un anume Aricescu. La început, toți îl laudă pe Aricescu, că e obiectiv, admirabil, excepțional, devotat, cistit, sincer, modest. Dar când se află de posibilă destituire a acestuia, toți îl critică. A încheiat planul cu un deficit de milioane, a lucrat empiric, nu are orizont, e înfumurat, e un deșeu și nu și-a ridicat nivelul, adică nu a citit. Hrisanide spune că el citește zilnic 6 ore. Intră Carapetrache. Carapetrache este adjunctul lui Hrisanide. Toți încep să vorbească cifrat, de parcă ar fi microfoane ascunse. Procedeul acesta al ascultării aparținea, după cum se știe, securității. Dar Baranga atribuie acest lucru funcționarilor din instituții, contra realității. Evident că nu putea să spună că n-ar mai fi apărut, nu s-ar mai fi jucat piesa. Hrisanide află de la Carapetrache că Aricescu îi e plecat la vânătoare și nici n-a fost convocat la ședință. Intră din nou în panică și se gândește, de fapt Carapetrache îi spune că cel vinovat este Bocioacă. Hrisanide turbează, îl ceartă pe Plătică că nu l-a supravegheat. Ascultă-mă, Plătică,
Nu vreau să te insult, dar dacă n-aș fi convins de cinstea dumitale, aș jura că ești un nemernic. De ce, tovarășe director? Ți-am spus, lasă tot și ocupă-te de băcioc. Tovarășe director, eu am făcut tot ce am putut. Tot ce a fost omenește posibil. I-am căutat în coșul cu hârtii, nimic. I-am cercetat sugativele, scrie cu pixul. I-am examinat plombaginele, indigourile, cu lupa. Realizează economii, nenorocitul. Le bate până le face ferfeniță. Nu pot să descifrez un cuvânt. Am căutat să-l trag de limbă și mormânt. Ăsta e un criminal. În momentul acesta intră Bocioc. Se schimbă tonul. Și Hristanid începe să-i aducă laude. Dumneata, faci parte din acea categorie de oameni, poate cei mai valoroși, nu-i așa, plătică, care lucrează fără surle și tromboane și la seamănă cu un șurub. Adică, iată, uite, eu sunt convins că omenirea a mers mai departe nu prin mașinile uriașe, ci prin instrumentele mici și neștiute, dar atât de utile și de indispensabile. Tovarășe Băcioacă, ești un șurub. Mă flatați. Un șurub și un om de bază. Servește-te. De ce nu te servești cu cafea? De aceea o să mă înțelegi când îți spun mă simt vinovat. De ce, tovarășe director? Fiindcă nu mi-am făcut timp să stăm de vorbă, să ne sfătuim, să analizăm împreună situația. Sunt sigur că am fi avut de câștigat amândoi. Ei, cum merge serviciul dumitale? Bine, tovarășe director. Ai probleme? Nu, tovarășe director. Sunt greutăți? Ca în toate părțile, dar nu știți cum se întâmplă, stai, te frămânți și până la sfârșit o scoți la capăt. Cu oamenii dumitale te împaci bine? Vezi, fii atent, sufletul omului e complicat, iar aparențele înșală. La mine, la serviciu, în serviciu nu există. Ai nevoie de vreun ajutor? În ce direcție? În primul rând, în muncă. Nu, la ora actuală n-am nevoie de nimic. Ia și Pepsi, că tot se aruncă. Atunci poate că din punct de vedere personal, poate că soția dumitale are vreo problemă. Nu că e burlac, îi spune plătică. Cum se poate una ca asta, tovarășe Băcioacă? Nu s-a nimerit. Un om plăcut, distins, nu știu cum să spun, agreabil ca dumneata, să nu-ți găsești o tovarășă de viață, îi se adresează de plătică. Ia să ne gândim împreună la problema asta și plătică își notează în carnet. Soție Băcioacă. Hristanide. Cu casa cum stai? Bine, tovarășe director. Omul ăsta mă exasperează. Și cu casa stai bine? Păi bine, frate. Dumneata, încetă să fii un om, încep să devii un personaj de teatru. Unde locuiești? Peste drum, blocul numărul 3, etajul 4, apartamentul 5, unde e jos o florărie. Și ce ai acolo? Crasonieră, cameră, baie și bucătărie. Mic, dar mie mi-ajunge. Plătică, te ocupi și cauți un schimb. Două pe hol. Plătică, notează. Bocioacă, casă. Ferească Dumnezeu, tovarăși director, nici nu mă gândesc. Eu n-am pretenții, n-am veleități. Eu când sunt la mine acasă, ascult muzică. Hristanide, așa e, că ești meloman. Eu pot să ascult ore în șir și te distrează, dar eu nu ascult ca să mă distrez. Distracția e o monstruozitate. Corolarul plictiselii, eu ascult ca să aud. Și ce auzi, neică? Ce aud? Lanțurile robilor din galerele antichității, se referă la corul sclavilor. Ia auzi, strigăte sclavilor de pe colinele Romei, interesant, gemele torturaților, tot vaietul umanității. În alte nopți au scrâșnetele materiei și ca o răscumpărare imnurile de biruință ale creației. Hristanide adaugă tot timpul ca să arate cât e de competent. Vezi, Eminescu, Băcioacă. Și a doua oară când omul văzându-l și înțelegându-l anumit, cântându-l, primul cuvânt a fost un cântec ce nu va pieri decât odată cu moartea Universului. Logos, Melos, Thanatos. Hristanide lui plătică. Ai înțeles? Categoric. Bocioacă. Sunt alte nopți când văd chipurile marilor zei arzând pe rugurile lor de pedeapsă. Beethoven, Hristanide competent. Ludwig van, Bocioacă, exact. Ochii rătăciți sub spaima vedenilor. Schubert. Hristanide, simfonia neterminată. De ce n-ai sprăvit o plătică? Plătică, n-am idee, se iau legătura și notează în carnet. Șubred, s-o finiseze. Când încep să consolez o bătrânețe mistuită de căinți, Verdi. Hristanide cântă un fragment din, crede el, Verdi, dar Bocioacă îi spune asta e Tosca, Puccini. Serios, hai că m-ai convins, ader la muzică.
Și spune că singura nenorocire, că n-are timp, a doua zi ar fi fost un concert de muzică pop și fiind ședință nu se poate duce. Hristanide insistă să se ducă, dar Bocioacă, pentru că e convins că de la Bocioacă îi se trage, da, destituirea de a doua zi, și atunci vrea să nu vină la ședință, dar Bocioacă, corect, zice, nu pot că am semnat să vin, mă interesează tovarăș director, mă interesează foarte mult. Dacă te interesează și încă foarte mult, e altă situație. Nu știu cum să spun, dar e cu tot o altă situație. Înseamnă că trebuie să participi, Bocioacă, obligat, că nu se poate altfel. Ăsta e cuvântul. Atunci ce să mai insistăm? Du-te, tovarășe Bocioacă, du-te sănătos. Pot să plec? Liber. O să mă duc și eu acasă, că aici am terminat. Să trăiesc, tovarășe director, și să știți că mi-a făcut o deosebită plăcere. Ei, acum e convins, sunt convinși de fapt amândoi, și Hristanide și Plătică, de faptul că Bocioacă este vinovat. El și se întreabă, cine îl manevrează Plătică? Aflăm noi. Cine l-a pus la cale? Ne lămurim noi. Pe cine servește? Le dovedim noi pe toate. Le dovedim pe dracu. N-ai fost în stare să afli nimic. Ți-am arătat toată încrederea, ți-am dat mână liberă, m-am bazat pe dumneata, fiindcă asta a fost eroarea mea. M-am bazat. Stați, tovarășe director, nu vă necăjiți că aveți colesterol. Dacă nu o să vă placă, ce să-mi placă? Ce să-mi placă? Și îi spune Plătică că a pus în camera lui Bocioacă un ciripitor. Cum? Un ce? Un microfon. Tovarășe director, altă soluție nu există. Trebuie să ținem pasul cu tehnica contemporană. Și stăm aici și auzim tot ce se petrece în odaie. Și ne mutăm în camera lui Bocioacă. Hristanide și Plătică ascultă. În camera lui Bocioacă se află Cara Petrache. Acesta îl rugase pe Bocioacă să-l lase o oră să studieze niște dosare, pentru că la el acasă e foarte frig. Și Bocioacă lasă și pleacă. După el intră Sfințescu și Linte, perechea respectivă, care vorbesc despre excluderea lui Hristanide, că e nebun, e scroc, cinic, egoist, brutal, ipocrit. Pleacă cei doi și intră Lucia. Lucia era soția lui Hristanide, actriță, care Petrache îi spune că soția ei va fi destituită și ședința de a doua zi. Se pregătise Cara Petrache pentru sosirea Luciei cu conia și cu fursecuri. Cara Petrache îi face avansuri. La început Lucia pare revoltată, dar încet, încet bea coniac, deși afirmase că ea nu bea decât whisky. Îi se adresează mai întâi cu numele de familie, după aceea Ionel și, în final, Neluțu. Lucia se plânge că Hristanide nu o susține și, deși are talent, primește roluri mari și sugerează astfel favoritismele. Acum ai înțeles infernul în care trăiesc? Ai priceput? Nu! Nu, nu spune, dar jurăm, realizezi, fetiță dulce, nu te necăji, peste o oră e premieră, trebuie să fii frumoasă. Nelule, mă omor, Lucico, mă omor și gata. Lucia, cum poți să spui o asemenea copilărie? Pentru ce să mai trăiesc? Lasă-mă, pentru ce să mai exist? Fiecare femeie la vârsta mea are ceva care îi justifică existența, dar nu o dacă nu o carieră, un cămin, dacă nu un cămin, un copil, dacă nu un copil, un voiaj, eu pentru ce trăiesc, Neluțule? Pentru mine. Lasă că te cunosc. Ești probabil și tu singur și cauți o aventură. Lucico, te implor, nu mă asimila cu ceilalți bărbați. În clipa asta ești flatat. Lucia Hristanide e în brațele mele. Greșești. Atunci te iubesc, Lucia, te iubesc cu toate fibrele ființei mele. Trombonistule, te visez în fiecare noapte și ieri noapte te-am visat și se făcea că eram amândoi nu știu unde, poate la Cannes, poate la Acapulco, și se prezenta filmul tău în regia lui Fellini. Nu mă mai omor. N-are importanță, dar erau acolo toți, Antonioni, Pasolini, De Sica, Ciulei, și tu ședeai lângă mine îmbujurată de emoții, înfigurată de trac, și eu un frac lângă tine, mândru, cădeam alături, gata să stric lumii, femeia asta e a mea și o iubesc, o iubesc, o iubesc și fac amor. Toate astea erau auzite de către Hristanide și de către Plătică. Hristanide se înfurie și pleacă cu gând să-i omoare. Îl ucid,
îl omor, îl împușc. Tanții, Tanții era secretar. Tanții, Tanții, paltonul și pistolul. Unde mi-e pistolul? Unde ești de bocioacă? Blocul 3, etajul 4, apartamentul 5. Unde e jos o măcelărie? Nu, o florărie. Poftim revolverul și gloanțele. Am tras piedica. Tisanide, mulțumesc, ești o secretară ideală. Dar în timp ce sună, ce își pune paltonul, sună telefonul și află la telefon că acest Cara Petrache va fi numit un nou ministru adjunct. Ceea ce audă și Plătică. Pleacă Hisanide, Tanții răspunde la un alt telefon și spune: nu, tovarășul director Hisanide nu e aici, lipsește, s-a dus să omoare pe cineva, pe cine nu pot să spun, inutil tovarășe, nu insistați, eu nu divulg secrete de stat. Suntem în camera lui Bocioacă. Lucia plecase și intră Sfințescu și Linte să-l anunțe pe Cara Petrache că a fost numit ministru adjunct. Plătică Vasile auzise și el de numirea ca ministru al lui Cara Petrache și vine repede la Cara Petrache, era noul ministru, să-l avertizeze că Hisanide vrea să-l împuște. Hisanide vine turbat, a aflat ce s-a petrecut aici, că să fim obiectiv s-a petrecut. Și vine ca nebunul, vine cu pistolul, cu glonțul pe țavă, cu piedica trasă, că i-a potrivit-o Tanții. Și cum a aflat? Nu știu, mă depășește. N-avea cum să-i spună cum a aflat, că l-a ascultat la microfon. Așa că nu deschideți, încuiați ușile, baricadați. La ce etaj suntem? 4. Se poate sări? Nu se poate. Există o ieșire prin spate? Prin bucătărie. Pe acolo ies eu. Și cu aceeași ocazie, felicitări pentru avansare. Restul pe mâine, dacă va mai fi cazul. Bun. Hisanide vine. Dar nu cu pistolul, ci cu un buchet de flori. Aflase că va fi ministru, prin urmare, nu-l mai împușcă, nu mai contează nimic. Are loc schimb de amabilități, laude reciproce, fac planuri ce schimbări vor face după instalare, iar prima măsură, spune Cara Petrache, va fi să-i dea afară pe Bocioacă, Sfințescu, Linte și Plătică. Hisanide însă își aduce aminte că în vremea asta Plătică ascultă și nu e de acord cu destituirea lui Plătică. Nu, Plătică nu. Plătică e un om bun, devotat, muncitor, ascultător, chiar ingenios, unde are și idei. Iese Cara Petrache și intră Bocioacă. Acesta îi spune lui Hisanide cât de ipocrite Cara Petrache, că a imprimat totul pe banda de magnetofon. Tot ce s-a discutat. Și are de gând să o pună la ședință. Hisanide încearcă să-l facă să se răzgândească, dar nu reușește. În biroul lui Hisanide, Plătică ascultase ce a spus Bocioacă și s-a dus repede la cinema, unde Luce avea premieră, să-l anunțe pe Cara Petrache. Hisanide îi spune lui Plătică: ai ascultat tot și stai ca un idiot. Nu stau. Înainte e adevărat. Stam. Acum m-am aruncat în mașină, am fugit la cinema, l-am căutat pe întunerii pe tovarășul ministru și l-am pus la curent. Era, vă rog să mă iertați, dar sunt obligat să vă informez, era acolo și doamna. Păi cum să nu fie dacă joacă în film? Nu, că nu era pe pânză, naturală, lângă tovarășul ministru. Și ce făceau? Plângeau și mâncau napolitane. De ce plângeau? Probabil că nu le plăceau napolitanele. Și când le-ai spus, ce să le spun? Păi tu pentru ce te-ai dus după ei la cinema? Ah, chestia cu banda. Întâi au rămas trăzniți și pe urmă tovarășul Cara Petrache a zis: hai, madam, că nu e de glumă și vin. Vin încoace, vin imediat. Intră Cara Petrache singur pentru că pe Lucia o trimisese la Bocioacă să-l convingă ea să-i dea banda. Bineînțeles că pentru Cara Petrache și Hisanide, mare trădător, canalia, bestia, unealta, instrumentul lor în mâna unei agenturi străine era Bocioacă.
La microfon se aude discuția dintre Lucia și Bocioacă. Lucia îi cere banda, Bocioacă refuză, Lucia amenință că se omoară, se sinucide, Bocioacă îi declară că o iubește și în momentul acesta intră Hrisanide și Carapetrache furioși. Dacă nu vrei să dai explicații, dă banda, zice Carapetrache. Bandă? Ce bandă? Care bandă? Păi voi sunteți banda nenorociților, voi sunteți banda hiene abjecte. Observați cum ne ascultă. Tovarășe, ce ai cu dumnealor te privește. Pe mine departajează-mă, sunt cadru de conducere. Imediat, pe dumneavoastră o să vă insult separat. Bandă de lichele, paraziți, haimanale, incapabili și asasini, mă uit la voi și mă cuprind de mila. Tremurați, vă ucide spaima, vă e frică de tot și de toate, vă temeți de orice și de oricine, de frumos și de urât, de bun și de rău, de mic și de mare, de dulce și de amar. Și cum spaima naște monștrii, sunteți gata de crimă. Ca să vă apărați pielea și blidul vostru de linte, în care pică din când în când și un vâr de cuțit de icre roșii. Știu că mă puteți ucide. Vreți să vă spun adevărul? O și doresc. Ar restabili realitatea pe care unele piese de teatru au denaturat-o. Prea înving ușor eroii pozitiv. Eu știu foarte bine că într-o asemenea situație se poate și crăpa. Poftim, sunt gata. Trageți. Și Hrisanide îl împușcă. Carapetrache șterge pistolul de amprente pentru a părea că s-a sinucis și suntem în biroul lui Hrisanide, unde Plătică îi dictează secretare necrologul lui Bocioacă. În sala de marmură a ministerului, pelerinaj la catafalcul lui Bocioacă. Ține discurs Hrisanide, în care îl laudă, despărțirea de tovarășul Bocioacă este și mai grea, am pierdut prin el un colaborator de neînlocuit, prieten de nădejde, adio scumpul nostru tovarăș de muncă, îți vom purta o veșnică aducere aminte. Și deodată se aude vocea lui Bocioacă. În clipa în care pronunță ultimele cuvinte, izbucnește violentă, tumultoasă, o muzică și se aude glasul lui Bocioacă spunând: bandă de lichele, paraziți, haimanale, incapabili, asasin, vă ucide spaima. Plătică urlă, oprește banda. Plătică încurcase benzile. Dar spectatorii pot să creadă că furia lui Bocioacă nu se îndreaptă împotriva celorlalte personaje, ci împotriva sistemului. Și o ultimă lovitură de teatru. Actorii ies din rol și continuă scena ca interpreți ai personajelor. Interpretul lui Bocioacă se ridică din coșciuc și cere o pernă pentru că scândura coșciucului a făcut rană. Tot el crede că scena cu mormântarea nu o să treacă de cenzură. L-a rugat să-mi pună o pernă la spate, mă bate scândura asta de la coșciuc, de mi-a făcut rană. Auzi, meștere, îi fi dumneata mare regizor, dar dacă ne-o lăsa nouă tabloul ăsta cu mormântarea, să-mi zici și mie cuțul, ni-l scoate. Și mă rog, de ce să scoate? Dintr-o mie de motive. Întâi, unde ai văzut dumneata să se facă la noi o cribă și să nu se descopere asasinii? Doi, vocea de dincolo de mormânta lui Bocioacă e o manifestare categoric mistică. Trei, deci e vorba de cenzură, clar. Trei, cum se explică apariția benzii cu glasul mortului taman la miticul de doliu? Ai terminat? Am terminat. Chestia cu vocea e o voce de dincolo, zice interpretul lui Bocioacă, nu, ne scoate tabloul. Ce înseamnă voce de dincolo de mormânt? E o voce foarte concretă, pe bandă. Și chiar dacă ar fi de dincolo, cum spui tu, acest de dincolo era citit la vremea respectivă de dincolo din vest, da? Nu e nicio catastrofă, fiindcă în ultimii ani am auzit destule voci de dincolo spunând adevărul. Aluziile sunt limpezi. Interpretul lui Linde. Să știți însă că cealaltă întrebare a lui nu e lipsită de logică. Cum de umblă asasinii liberi și nu-i arestează nimeni? Regizorul, țineți minte ce vă spun eu, voi o să intrați în balamuc de prea multă logică. Vă să zic că de ce nu sunt arestați criminalii? Da, să nu se sesizeze organul de resort. Deci, de ce nu-i arestează imediat? Poate că autorul a făcut-o din atins, să arate până unde merge cinismul asasinilor. Omoară omul și îi țin discursuri înălțătoare la căpătâi și chiar dacă nu concordă cu realitatea, ce e? Mă băgați la cap. Arta are dreptul să modifice realitatea. Realitatea să nu schilodească arta. E limpede?
și se încheie piesa. Fiind un fin moralist și un bun observator al tipologiei umane, Aurel Baranga s-a remarcat și ca fabulist. Dați-mi voie să citesc câteva fabule. Fabula moralei. Într-o noapte de vis diafană pe un lac, sub tremur de lună, pluteau împreună o rață și o lebădă wagneriană. Uite de la ea ce îngânfată, șopti rața înciudată. Dacă stai și te socoți bine, ce diferență între ea și mine? Aceleași pene, același cioc, ce mai calavalea? A avut noroc, arză-o, ar focus-o, arză, vedeau aș pe varză. E și în istoria asta o socoteală, deși cap strâmbă și cam imorală. Dacă nu poți să urci, măcar să bârfești și să spurci. Variantă la grerele și furnica. Vara fiind secetă, vânt și insolație, a rămas furnica fără alimentație. Și a pornit la greieri să se împrumute, știu ce așteptați, sobonească, du-te, aș, nici pomeneală. S-a dus la cămară și a împărțit cu dânsa munca lui de vară, fiindcă, dacă poate nu-i destul de harnic, nu uitați un lucru greierelei darnic, iar morala artei nu e decât una, să disprețuiască ura și ranchiuna. Fabula modestiei. Dragul meu, îngăduiem să-ți dau o povață. Știi care e filozofia în viață? Să-ți măsori cu minte întinderea pasului, să-ți cunoști cu alte cuvinte lungul nasului. Ați fi bănuit cine a rostit acest axiom savant? Un elefant. Fabule biblice, una din fabulele biblice. Zise Dumnezeu către om, te-am înălțat ca pe un pom, ochii sulfine, brațe vânjoase, ca două tulpine, ți-am pus în barbă cea mai mătăsoasă iarbă, femeii tale i-am dat pleoape, două petale, ce mai puteam face pentru mulțumirea dumitale? Să mă fi lăsat, Doamne, printre vegetale, aș fi fost scutit de atâtea morale. A doua fabulă biblică, zise Dumnezeu către greier, n-ai pic de creier, ești eroarea mea nătângă, nu faci nimic pe pământ. Cum nimica, Doamne? Când? Și Dumnezeu începu să plângă. Fabula acustică. Spuse goarna mare către violină. Te deplâng, surată, te deplâng, vecină, cele patru coarde cu al lor căluș sunt condiționate toate de arcuș. Ai o voce mică, abia presimțită, pe când eu ajunge ca să fiu stârnită și se aude tare în întreaga sală. Zise violina, nu-i un lucru nou, tinicheaua sună și are ecou. Fabula elocvenței. Zise vulpoiul în adunare, vreau să pun o întrebare, cât timp o să mai fiu defăimat, acuzat de lăcomie, perfidie și de cruda felonie, când este știut, cunoscut și demonstrat că m-au reabilitat. Nu mai umblu la cotețe, nu mai sar peste ostrețe, nu dau iama prin vecini, am renunțat la găini, am făcut chiar un plan să devin vegetarian. Și vorbea cu atâta inocență și locvență că ar fi câștigat sala dacă nu se răzbuna morala. Vrând să explice prea multe și tot, s-a văzut că are fulgi pe bot. 89. Fabula vitezei. A ajuns simbol de lene bietul melc. Ce nedreptate! El ce-și duce casa în spate, să te văd pe dumneata obligat să porți în cârcă holul și sufrageria, baia și bucătăria, cărțile din bibliotecă, plăcile din discotecă și atâtea alte încă. Să te văd! Ai alerga în povestea cu melcul mâlc, deșifrezi un tâlc. Înainte de a râde de meteahna oricui, pune-te în locul lui. Și o morală neapărat care va împunge, merge încet, e adevărat, dar în schimb ajunge. 98. Fabula carității. Un lup întâlnind un miel zise,
Bietul de el, mie milă să-l rup cu dinții mei de oțel. Nu, n-o să-i fac nicio rană, o să-l înghit întreg, cu blană. Și deschizând gura un pic, îl înghiți ca pe un arșic. Singurul care nu s-a declarat convins a fost mielul învins, care a schițat înainte de a fi devorat un gest inutil de protestare. Iar morala vorace a divulgat-o lupul cu glas tare. Degeaba, orice-i face, nu poți mulțumi pe fiecare. Fabula semantică. O broască de iaz, văzând o broască de ușă, un zăvor zise, verde de necaz. Lămuriți-mi un mister. Ce legătură am eu cu acest impostor, cu obiectul ăsta ruginit și de fier? La care broasca de ușă indignată spuse, nici nu-ți răspund, ești încuiat. Iar morala are o cheie ce le descuie pe toate. Nenorocirea face că toți au dreptate. Fabula faptului divers. Deci gazela, domnișoara, se plimba prin junglă seara, întâlnește un leu. Duduie, ce pantofi și ce mai cuie, sunt dezabuzat și trist, mergem să te fac un twist? Îi răspunse prom gazela împingându-l cu umbrela și roșindu-se sub fard. Vrei să-l chem pe leopard? Dumneata te porți în junglă, parcă ai fi pe bulevard. La bună reîntâlnire!